În această ediție a rubricii Realitatea din Business discutăm despre trecerea unei companii de vânzare în mediul online sau în offline. Cum se face această diferențiere și cum pot colabora cele două mecanisme de vânzare, ne spune antreprenorul Cosmin Răileanu. Bine ai revenit, Cosmin! Bun găsit! În cadrul companiei tale, vindemieftin.ro, aș vrea să discutăm puțin despre acest contrast interesant de vânzare. Practic, deși sunteți o companie care, până la urmă, comercializează materiale de construcții palpabile, care, în mod normal, s-ar vinde în spațiul offline, la un showroom, la un magazin, ele se vând în mediul online. Și vreau să înțelegem de aici când ai simțit nevoia să le vindeți în mediul online și dacă ai crezut că e cea mai bună variantă, chiar dacă este un produs care ar merge foarte bine și în offline. Este o întrebare care mi-am pus-o acum 7 ani și am ales să mă duc cu desăvârșire în mediul online, pentru că 99,9% din comerțul cu materiale de construcții era și este în continuare în offline, pentru că se manipulează foarte greu. Aceste materiale de construcții nu pot fi trimise cu un curier rapid, pentru că sunt foarte voluminoase și unele dintre ele necesită debitări personalizate pe nevoile clientului, lungimi, au o greutate foarte mare, necesită un transport special pe tir sau pe o camionetă de anumită lungime. Adică nu poate fi dus în online așa ca un vânzător de telefoane sau de huse sau de accesorii, da? Care pot fi puse, nu știu, într-o cutie să coste 500 de lei sau 1000 de lei. La noi un palet de BCA e câteva sute de lei și clar că acel palet de BCA nu poate fi dus cu un curier, pentru că ar însemna un cost de, nu știu, poate chiar de același preț cât costă paletul respectiv și astfel s-a dublat prețul. Ei bine, eu am înțeles foarte bine lucrul ăsta și am încercat să scurtez lanțul de la fabrică direct la client, ca marfa să nu mai treacă printr-o încă o mână cu cheltuieli, cu depozitare, cu transport, cu manipulare. Dar trecerea de la comerțul clasic la comerțul online nu a fost deloc agreat de mari retaileri și de către furnizorii mari, furnizorii naționali, furnizorii consacrați. De ce vă spun asta? Pentru că ei, câștigând 99% din comerțul clasic și listându-și produsele printr-un magazin online, au descoperit că nu mai este, să zic așa, benefic pentru clientul lui, din tradițional, să-i comercializeze produsele. Pentru că noi, din online, neavând cheltuieli, i-am coborât valoarea produsului, prețul, adaosul. Și atunci am constrâns comerțul clasic să adapteze cumva prețul după noi. Mai concret, un depozit care are cheltuieli de 20%, el trebuie să pună un adaos de 25% ca să-i mai rămână și profit. Rentabilitate. Da. Iar noi în online, dacă punem 10%, ne mai rămâne și profit. De aici pleacă toată diferența. Și atunci, întrebarea mea este următoarea. Este mai rentabil să vinzi în mediul online sau depinde de specificul companiei tale și de clientul tău? Foarte mulți comercianți din sistemul clasic și-au deschis și au intrat pe piața de online, să zicem, și au făcut magazine online. Ei bine, doar cei care au rețea națională de distribuție și pot duce marfa la clienți au o șansă. Cei locali care și-au făcut partea de online nu pot vinde decât local. Nu au cum să se ducă din Buzău în Timișoara cu mașina lor, pentru că nu rentează. Și atunci, clar, sistemul și online-ul pentru ei nu va fi un vis sau o posibilitate, o alternativă în viitor. Este foarte greu să... Deci trebuie să știi că online-ul este bun în funcție de modelul de business. Dacă modelul de business îți permite să fie eficient pe online, e ok. Dacă nu, degeaba te duci pentru că ceilalți fac asta cu succes și spui gata, intru și eu în online, de mâine ne apucăm de treabă.
site, un site poate să-și facă oricine, dar corect, contează ce este în spatele acelui site și care este modelul de business și valorile business-ului. Ca o concluzie, te poți promova în online, dar nu neapărat și să vinzi în online. Exact, exact. Depinde foarte mult de viziunea pe care o ai și câteodată trebuie să știi la ce să renunți. Pentru că comerțul clasic merge până într-un punct unde începe online-ul. Iar online-ul merge până într-un punct în care nu se pupă cu comerțul clasic. Adică sunt foarte clare beneficiile celor două tipuri de comerțuri. Da? E important să înțelegi nevoia ta în piața respectivă. Și acum, ca și concluzie, pot să vă spun că cei mai mari distribuitori locali de materiale de construcții au o vârstă de între 45 și 55-60 de ani. Pentru că au prins anii de după Revoluție și au făcut un mic imperiu. Ei bine, când aud că merge pe online, se duc la o agenție și spun: eu sunt de 25 de ani, vând materiale de construcții și vreau să intru pe online. Agenția aia ia câteva zeci de mii de euro, că nu e nicio problemă, buget este, îi face un site și intră în online. Corect. E foarte simplu, dar trebuie, da, să fie rentabil. Da. Îți mulțumesc tare mult și pentru această prezență. Mulțumesc și eu.